După naștere, femeia începe o perioadă specială care este diferită de sarcină și despre care în general nu se gândesc foarte mult și nu le preocupă. Dar este important să știe cam la ce să se aștepte. În primul rând, după 6 săptămâni, perioada de lăuzi obligatorie, femeia poate teoretic să aibă contact sexual și dacă alăptează și dacă nu. Alăptatul nu e protectiv pentru sarcină. Deci trebuie să știm că și dacă alăptăm, putem rămâne sărcinate. De aceea e bine să luăm pilule care să ne ferească de sarcină din prima zi când este permis să avem raport sexual. De asemenea, în perioada lactației, este o sinteză mare de prolactină, deci este un hormon care se secretă și acest lucru dă o stare de oboseală, o încetinire a gândirii, deci o să fim puțin mai uituce, mai prostuțe chiar. Scade libidoul în mod dramatic, deci o să fiți un pic obosite și lipsite de apetit pentru că sunt hormonii care sunt diferit secretați și în plus că este oboseala pe care o știți care apare după ce îngrijim un bebeluș care se trezește din 3 în 3 ore și pe care îl hrănim din corpul nostru. Deci trebuie să vă pregătiți pentru această perioadă și să nu o luați în mod dramatic pentru că lucrurile se vor schimba în bine. După 2-3 luni bebelușul va avea o pauză de 6-8 ore noaptea și atunci veți dormi mai mult. Și după perioada de alăptare o să vă reveniți și din punct de vedere al libidoului și al stării voastre intelectuale. Este foarte greu chiar ca să citești o carte în perioada de lăuzie, că nu prea înțelegi ceea ce scrie acolo. În mod natural și eu am pățit la fel. Este bine de asemenea să alăptăm cel puțin un an, numai lactație, deci numai lapte de mamă. Așa, deci este sănătos pentru a nu face rău intestinului copilului. Laptele praf în general afectează enterocilii de pe stomac și intestin și îi perturbă absorpția ulterior. Numărul mare de obezi care a apărut acum se datorează faptului că îi hrănim cu lapte praf, în special în țările mai din vest. De aceea e bine să vă mențineți lactația, să vă luptați, să vă păstrați laptele, să mâncați, să dormiți, să vă odihniți. Iar copilul să vă gândiți că e o pompă naturală, e cea mai bună pompă, e fiziologic, așa e natural. Și alăptatul și pusul lui la sân vă ajută să vă mențineți secreția de lapte.